Zilele acestea a apărut la editura Humanitas volumul O scurtă istorie ilustrată a românilor, versiunea nouă a scurtei istorii povestite celor tineri. Bănuiesc că este cea mai citită carte de istorie din ultimii 10 ani în România. Acum, în acest volum apar multe ilustrații edificatoare, unele am înțeles în necunoscute marelui public, hărți, fotografii, care vin să întregească această carte destinată inițial liceenilor, dar care în realitate a ajuns să fie citită de cam toată lumea. Și iată, interesul pentru volum nu scade, continuă să fie o carte proaspătă. Ce le-ați spune tinerilor? De ce e bine să știe istorie în această lume a noastră și pentru viitorul lor? Da, mai întâi trebuie să revin la problema cu răspândirea acestei cărți. E într-adevăr destul de extraordinar succesul pe care l-a avut această scurtă istorie a românilor, care știți că nu am scris-o din proprie inițiativă. La origine trebuie să merg foarte departe la origine, adică imediat după ce m-am întors în țară, acum 22 de ani, doamna Irina Nicolau, care lucra pe vremea aceea la Muzeul Țăranului, alături de Bernea, era o femeie foarte deșteaptă și ea a venit să-mi spună: domnul Juvara, văd că lucrările de cărțile de școală care s-au făcut acum după căderea lui Ceaușescu nu fac decât că au eliminat pe Ceaușescu, dar e aceeași limbă de lemn și aceeași mentalitate comunistă ca și înainte, în cartea aia. Și mi-a zis: nu vreți să faceți o înregistrare pe niște casete și să povestiți dumneavoastră istoria română? Am zis: aolo, dar doamnă Nicolau, dar așa din burtă să spun eu, nu, las că vă aduc eu. Și mi-a adus o carte de școală primară sau de prime clase de liceu cu istoria românilor, ca să urmez, să nu uit că cu tare domn sau nu știu ce, că toate nu le-am în cap, ca să zic așa. Și timp de câteva săptămâni am mers la ea o dată pe săptămână și m-am înregistrat pe niște casete unde povesteam, adică în loc să fie o istorie scrobită, pretențioasă, cu explicații, cu nu știu ce, era o poveste a istoriei noastre. Și aceste casete au avut un mare succes, dar totuși limitat prin faptul că pentru buzunarul românului de pe vremea aceea, suntem în 91, 90-91, părea să fie scump. Și deci a fost o răspândire relativ limitată. Dar s-a de chestia asta televiziunea. A zis: Dumnezeu, dar trebuie să o faci la televiziune. Zic: da, dar trebuie să o reîncep de capo, că nu pot să pun caseta asta în televiziune. Și atunci, într-adevăr, am pornit o nouă campanie unde mă deplasam, de pildă pentru perioada cuceririi Dacii de către roman, mă duceam la Muzeul de Istorie în Pivnița, acolo unde este o bucată din Columna Traiană și în jurul acestei Columne Traiane, care este ca un fel de bandă desenată cu ce s-a întâmplat. Este un caz unic, de altfel, pentru istoria antică, să ai un învârtit în jurul unei columne o poveste întreagă cu costumele luptătorilor, cu femeile, de pildă, care fug în fața invadatorului, și se poate remarca cu lupa cum este cusută cămașa. Și s-a băgat de seamă că țăranca română de azi are aceeași cusătură la mânici ca țărâncile dace de pe Columna Traiană. Și este un fenomen extraordinar de păstrare a unor moravuri peste veacuri, peste milenare. E foarte impresionantă chestia asta. Deci am început să fac emisiuni televizate.
Și s-au scos vreo 12 serii, au avut un enorm succes această televiziune, asta m-a făcut cunoscut în toată țara. Și aici trebuie să spun că am o mică poveste pe care o spun ca să mai glumim. Când s-a născut pruncul Neagu Bunea Giuvara la 31 august 1916, Dumnezeu, care știa deja de pe atunci că va exista televiziunea, le-a poruncit ursitoarelor acestui copil care se naște acum, acestui prunc, să-i dați însușirile de care este nevoie ca să paseze la televiziune. Adică nu pasează orice la televiziune, știi? Trebuie să ai o anumită voce, să ai o anumită vehemență, să ai nu știu ce. Dom'le, și prima oară că vin în țară după 45 de ani de absență, tot timpul comunismului, eu am fost plecat în străinătăți, dintre care 23 de ani în Africa, în care totuși n-am uitat română, toată lumea s-a zis, domnule, dar vorbești românește, bineînțeles o românească în înțeleg arhaică față de cum s-a modificat în 50 de ani mai examă cu prezența comunistă în țară, dar am avut un succes nebun la televizor din cauza tocmai că vorbeam altfel, nu în limba de lemn de care se obișnuiseră ascultătorii. Mă rog, și aveam o mutră relativ veselă, le povesteam, nu făceam teorii, nu eram pretențios. Și această scurtă istorie, adică nu, pe vremea aceea nu era o scurtă istorie, era o povestire la televizor. Și iată că se trezește domnul Liceanu de la Humanitas, care vine să-mi spună când tocmai plecam la Paris, că era fratele meu bolnav de cancer și deci părăseam. Eu în vremea aia eram profesor universitar la București, invitat, fiindcă nu urmasem, cum să spun, toată ierarhia universitară în România, deoarece aveam două doctorate din străinătate și când am venit am fost considerat profesor invitat, exact ca și când aș fi un străin, dar eram român. Și la plecare către Paris ca să stau la căpătâiul fratelui meu, timp de un an sau doi, chiar cât a trebuit ca să săracul ca să moară, l-am rugat pe domnul Liceanu să însărcineze pe un tânăr student să-mi transcrie casetele mele, primele casete de poveste. Și le-a transcris. Am plecat cu niște foi foarte prost scrise la mașină, dar erau vreo 200 de pagini de dactilografiate. Așa am scris eu scurta istorie a românilor, pe genunchi, în tren, la spital, lângă fratele meu, asta timp de vreo 2 ani de zile. Și când m-am întors în țară, am dat acest manuscris foarte murdar, jumătate era bătut la mașină, jumătate scris de mână. Și știți că acum că arhivele statului mi-au cerut toate manuscrisele mele, pe ăla nu l-am găsit. Nu l-am găsit nicăieri. La Humanitas au spus că nu găsește, nu știu unde este. Probabil că l-au aruncat. Era o fel de fel de zgribulire în marginea unui text scris la mașină, cu adăugiri, cu chestii. Ar fi amuzant pe viitorime să vadă cum am scris această carte. Na. A spus că este o istorie cinstită. Că este, cartea aceasta reprezintă o istorie cinstită și că avem nevoie de o istorie. Ce înseamnă o istorie cinstită? Da, dar n-a fost numai scris într-adevăr. Pe vremea aceea era directoare a sectorului audiobook, tânăra Anca Dumitru, care m-a luat de mână și timp de câteva săptămâni am înregistrat, deci ca să fie și vocea autorului, ea a făcut treaba asta să împartă cartea în 12 fascicole și le-am citit și au apărut deodată și
casete cu sau CD, discuri cu vocea autorului care citește cartea sa. Rezultatul este, din punct de vedere răspândirea cărții, extrem de favorabil și nu numai atât, ceea ce este de mirare este că, fără ca noi să facem publicitate, a fost preluată de 6 țări străine. S-a tradus în ungurește, în nemțește, în italiană, în sârbește, în engleză și acum în franceză, undeva în Canada. Dar nu le-am verificat, nu pot să garantez că toate traducerile astea sunt valabile. N-am verificat niciuna din ele, nu au, ca să spun așa, ok-ul autorului în margine. Dar există, sunt 6 traduceri a cărții mele. Rezultatul sunt zeci de mii de exemplare care circulă în lume, în diverse limbi, inclusiv limba engleză, ceea ce este foarte important, că a devenit un fel de lingua franca mondială. Și deci cineva care vrea oriunde în Patagonia sau la Vladivostok să citească o scurtă istorie a românilor, găsește cartea asta pe englezește. Și ați spus că este o istorie cinstită, că în cartea aceasta a scris o istorie cinstită. Ce înseamnă o istorie Da, istoria citită, bineînțeles că nu trece la străini. cinstită? Cinstită. Cinstită. O istorie cinstită, a spus-o. Nu, n-am zis cinstită, am zis citită. Citită. Istorie cinstită, asta era, cum se cheamă, era titlul, mi se pare, cărții lui Florin Constantiniu, dar care o preluase, după părerea mea, de la un istoric francez de pe la anul 1900, Seignobos îl chema, Histoire sincère du peuple français, și care este una din cele mai puțin sincer, că e foarte sectar, republican, antiroyalist, etc. Am observat că în ultima vreme, și dumneavoastră, și domnul Boia, și o mulțime de alți istorici, sunt în prim planul vieții intelectuale românești și oamenii sunt mai interesați de istorie. De unde acest interes renăscut pentru istorie? Acum, în ultimii 10-15 ani. Bine, mai întâi, fiindcă lumea și-a dat seama că în epoca comunistă se măsluise istoria noastră în mod cu totul, până și tinerii liceeni dinainte de dau seama că se le spunea minciuni. Și de aceea, când a venit bătrânul Neagu Giuvara din străinătate și a început să vorbească la universitate pe altă limbă și să spună niște lucruri care erau considerate înainte că mai bine să nu se povestească. Eu am pus ca, cum să spun, lege în felul meu de a scrie istoria, că nu există lucru care trebuie să-l tăinuiești sub cuvânt că zici că e nefavorabil imaginei poporului român. Nu e adevărat. Tu trebuie să spui ceea ce crezi că într-adevăr așa s-a întâmplat. Gata. Și în momentul acela, mai întâi, vă spun ceva, era motivul pentru care așa de prost cunoscută istoria noastră în străinătate. Că străinul vedea imediat că se minte. Nu e adevărată istoria românilor. Ori din momentul când s-a găsit o carte ca a mea, care era atât de sinceră și spunea și părțile rele și părțile moi și părțile tot ce vrei, s-a tradus în toate limbile, adică în cele 6-7 limbi. Asta este, deci, un pas înainte cu totul favorabil, după părerea mea, fiindcă se vede că sunt un autor care spune ce crede el că e adevărul. Dar și lumea este, și lumea, oamenii sunt foarte interesați de la o vreme de istorie. Românii cumpără multe cărți de istorie, sunt multe dezbateri pe teme istorice, mult mai multe decât erau acum Dar 15 ani. totuși să știți că au fost foarte interesați și pe vremea, de pildă, în tinerețea lui Iorga și alții, nu mai vorbesc de alți mari ca
Hâjdău, mai puțin mari, dar totuși foarte prolifice, tot Grigore Tocilescu. Nu, românul a fost foarte interesat de istoria lui, cu atât mai vârtos cu cât statul se constituise foarte târziu. Și atunci acești români care se trezesc de-abia a fi un membru al concertului european de-abia la mijlocul veacului al XIX-lea, are un fel de complex de inferioritate și vrea imediat să se povestească. Nu, stai, domne, dar am și eu un trecut de 2000 de ani sau de 1000 de ani și deci ne-am repezit asupra istoriei cu mult mai multă sete decât un occidental care de acolo știe istoria Franței sau a Angliei de sute de ani și nu se mai preocupă. Ce complex avem acum de suntem atât de interesați de istorie? De unde vine nevoia asta de istorie acum? Nu, dar am impresia că de curând totuși s-a descoperit că datorită câtorva autori ca Boia și ca mine și mai sunt vreo 2-3 tineri, a apărut o istorie mult mai sinceră a trecutului românesc și atunci să repet ca să afli niște chestii pe care nu le știau. Am înțeles. Dar să știți că există o rezistență. Faptul de pildă că multă lume și între care istorici valabili, adică cu școală bună făcută, cum a fost Matei Cazacu sau alții, care îmi fac mie război că de ce îl fac cuman pe basarab. Dar îl fac cuman fiindcă era cuman. Ce mai să... Eu nu umblu cu tertipuri și să încerc să spună nu, nu. Bineînțeles că vorbea românește și că se românizase parțial, dar nu pot să împiedic originea etnică a acestor indivizi, era cumana, e clar. Când a stat în străinătate, ce le spuneați celorlalți din jurul dumneavoastră? Cum vorbeați despre faptul că sunteți român, că țara dumneavoastră este România? Ei, în general, să vă spun ceva, francezii habar n-au de istoria chiar a vecinilor. Nu știu nimica de istoria italienilor sau de istoria spaniolilor, nu știu, decât lucruri foarte vaze sau puținele care sunt în legătură cu istoria Franței. Bineînțeles că știu luptele pe care le-a dus François Ier împotriva lui Carol Quintul sau tot ce concernă, de altfel, francezii sunt teribili de să uite la nombriliști, zic eu, adică să uite la buricul lor și nu vor să cunoască istoria altor popoare, știi? Ceea ce nu mai este normal astăzi, unde nu mai sunt o mare putere, cum au fost acum 200 de ani, știi? Dar e drept că multă lume și inclusiv francezii de astăzi, ei uită ce mari au fost. Eu vă dau acum câteva amănunte. Franța, dinainte de Revoluția franceză, de Franța regală, avea 27.000 de locuitori, de milioane de locuitori, când Anglia avea 5 milioane, Prusia 10, Austria, inclusiv Ungaria, tot 10. Deci când s-a făcut coaliții împotriva lui Napoleon, de trei mari state, cum era Anglia, Prusia, Austria, nu făceau populația Franței. Franța avea 27 de milioane și numai Rusia avea 28, adică cu un milion mai mult decât Franța. Noi nu ne dăm seama că în momentul când Napoleon a pornit împotriva Rusiei, țara sa avea aproape aceeași populație ca Rusia. Nu ca acum, unde sunt de 10 ori mai numeroși decât un popor din vestul Europei. E foarte interesantă chestia asta. Și de aceea românii, de ce s-au aruncat când au putut să ia legătură cu Occidentul, de ce s-au aruncat în brațele Franței? Că noi am fost foarte francizat. Luați acum un dicționar, luați Dexu, jumătate din cuvintele românești în origine franceză. Jumătate! Fiindcă a trebuit să înlocuim tot vocabularul pe care îl înghițisem, ca să spun așa, turcesc, grecesc, slavon, și l-am înlocuit, de pildă, ispravnicul a devenit prefect, o
oblăduire sau nu știu ce a devenit, a guverna și așa mai departe. Deci în momentul ăla ne-am occidentalizat și am luat ca model pe francezi. Dar orgoliul dumneavoastră, orgoliul de român, cum îl simțeați? Cum vă defineați dumneavoastră ca român în sinea dumneavoastră? Eu sufeream. Sufeream că românii erau foarte necunoscuți, s-au considerat ca un popor marginal. Multă lume nici nu știa că suntem de limbă romanică, așa că trebuia să faci lecții cu oricare interlocutor, ca să-i spui cine ești. Chiar când eu am fost intern în Franța la vârstă de 12 ani și sufeream că nu mă înțelegeau imbecilia aia și unii chiar obraznici, și îți venea un tânăr corsican care, dar nu numai corsicani, dar chiar de pildă din coloniile franceze, îmi venea un tunizian și spunea, ce sunt aia românii, nu cunosc, nu știu, știi? Eram foarte necunoscuți ca popor. Mi-aduc aminte, asta e foarte amuzant, aveam 12 ani, eram la Nisa și eram intern la liceu. Într-o duminică m-am dus, cred că eram cu mama care venise pentru câteva luni acolo, și ne-am dus la un concurs hipic și apare și un român și în spatele nostru era o cucoană cu un băiețaș de vreo 10 ani. Și băiețașul o întreabă pe mama în momentul când apare, me, se-i coale rume, zice ăla copilul, se-i coale rume. A, zice mama lui, me, se les habitants de Rome. E zice mama, nu știa ce sunt românii. El vede pe ăla călăreț cu o uniformă nițel diferită de altele, dar zice că e care vine de la Roma. Nu știa că există România. Și de altfel, multe națiuni din Occident sunt total ignorante de statele din estul Europei. Nu numai românii, dar nu știu ce sunt bulgarii, nu știu ce sunt chiar grecii moderni. Grecii își închipui că grecii de astăzi sunt grecii lui Pericle, știi? Și al lui Temistocle, știi? N-are nicio legătură. Dar nu ne mai există un curent în țările din vestul Europei acum împotriva românilor și bulgarilor? Pentru că ei cred că noi o să ne ducem acolo să le luăm locurile de muncă. Nu știu dacă ați văzut. Sunt două motive pentru care cred suntem antipatizați sau avem o reputație proastă în Occident, că mulți din cei care au plecat să lucreze în străinătate sunt niște mici tâlhari. Iar chiar unii care au ajuns, de pildă, să sugă banii din bancpost, din aparatele alea, nu știu ce, niște tertipuri, niște șmecherii, ce nu s-a mai văzut, ce nu s-a mai văzut. Deci, românii care emigrează, de multe ori, sunt cei mai șmecheri, cei mai nedemne de a reprezenta nația noastră. Sunt și foarte mulți oameni foarte muncitori care muncesc acolo mult mai mult decât munceau în România și care sunt foarte apreciați. Da, asta e adevărat. De pildă în Austria, în Italia și în Spania avem sute de mii de români care muncesc foarte onest, dar ajunge să fie câțiva șmecheri. Dar mă gândesc pe seama în țările unde nu sunt numeroși, cum este Franța sau Anglia, și unde se duc acolo indivizi care ne fac de rușine. Unii sunt țigani, dar mulți sunt chiar români de-ai noștri, autentici. Și care sunt și închipei că șmecheria înlocuiește inteligența sau în orice caz onestitatea. Se vorbește des în ultima vreme despre simptomele și semnele unui sfârșit al civilizației.
Deci vorbim deseori despre simptomele unui sfârșit al Occidentului și Te dumneavoastră gândești la cartea lui Boia. și la cartea Da. lui Boia și la teoria dumneavoastră privind diferitele stadii ale unei civilizații. Ai dreptate să mă aduci la cărțile mele, fiindcă Boia o spune acum, eu am spus-o acum 30 de ani deja în cartea mea de filozofia istoriei, dacă e corectă ipoteza mea că suntem spre sfârșitul unei perioade, adică civilizația occidentală născută cam prin veacul al V-lea, odată cu apariția regatului Frank, pe cadavrul, ca să zic, a Imperiului Roman, am început un nou ciclu de civilizație. Și acest nou ciclu de civilizație, ca toate celelalte 10-11 care le putem studia în istorie, adică chineză, indiană, Orientul apropiat care se termină cu Imperiul persanilor Achemenizi. Impresionant este că cele două civilizații americane precolumbiene, adică Mexicul și Peru și Ande, care nu s-au cunoscut una cu alta, foarte vag știau că există, dar nu au avut legături, au avut exact același ritmul de naștere, creștere, înflorire și decadență. Să termine întotdeauna cu o perioadă imperială. Deci înseamnă că lucrul acesta este organic. În orice civilizație care se naște, se întâmplă aceeași, cum să spun, dezvoltare organică. Ori noi, în momentul de față, dacă această teorie este adevărată, ne aflăm la sfârșitul civilizației occidentale. Am ajuns la faza, adică, de pildă, faza regatelor combatante a început, de pildă, cu duelul între Francisca I al Franței și Carol V al Spaniei și Germaniei. Sunt 500 de ani de atunci. A fost, deci, o luptă care a durat câteva zeci de ani între Franța pe de-o parte și Spania pe de alta. S-a continuat, pe urmă, între Franța și Anglia, între Franța mai târziu și Germania. Și s-a terminat printr-un duel între Statele Unite și Rusia. Și e foarte interesant că totdeauna ultimul duel se duce între cei mai periferici. Asta putem constata și în China, și în India, și în toate civilizațiile pe care le-am putut observa. E deci impresionant că noi suntem acum în faza ultimă, unde timp de vreo 50 de ani, perioada care s-a numit Războiul Rece, am avut doi campioni care erau pe de-o parte Statele Unite ale Americii, pe cealaltă parte Rusia. Și aici o să vă reamintesc un lucru pasionant, și anume scrierea unui tânăr magistrat francez, Alexis de Tocqueville. Acesta, la vârsta de 30 de ani, cere autorizația Ministerului de Justiție unde se afla în 1830, era deja nefericit prin faptul că el aparținea unei familii de legitimiști, adică din vechea regalitate, care era oarecum nefericită de venirea după Revoluția din 1830 a altei ramuri a capetienilor cu regele lui Filip, și simțindu-se ne la locul lui acolo, îi cere ministrului de externe o autorizație să plece în America ca să studieze sistemul carceral de acolo. Ziarele spusese: a, uite, americanii au inventat un fel de a nu mai chinui așa de mult pe prizonieri în niște închisori neomenoase, nu știu ce, unde toți sunt aruncați ca într-o. Și atunci el a obținut, după câteva luni de zile de altfel de ezitare, a obținut împreună cu un tovarăș pe care îl chema Beaumont, au plecat în America pentru că a studia
sistemul carceral american. El l-a lăsat pe Beaumont să studieze cum era închisorile de la, din America și personal s-a dus pe jos călare cu vaporul, a vizitat toate Statele Unite, care erau de-abia la începutul lor, nici măcar nu erau bine încă închegate și în alta. Și s-a întors după un an, avea 30 de ani, și a scris o carte genială care se cheamă De la democrație în America. Și în ultima pagină a acestei cărți, am mai scris încă una după 2 ani, dacă e mai mult teorie, descrierea cum funcționează democrația americană, în care el vedea imaginea a ce va fi în toată Europa, adică felul de a salva vechile regalități din Europa dacă se apucă să imite cum se conduc americane. E foarte interesant. Și a scris această carte și în ultima pagină spune lucrul următor. Peste 100 de ani, băgați de seamă, suntem în 1830, peste 100 de ani, cele două mari putere ale lumii vor fi Rusia și Statele Unite ale Americii. Or, Rusia era normal, era țara care îl învințase pe Napoleon, era țara cea mai populată din Europa, era la mintea oricărui ziarist să spună că Rusia va fi cea mai mare putere peste 100 de ani. Dar să ghicești că cele mici state americane care nu erau încă bine închegate, care erau vreo 10-12, nu erau încă cele 50 de state împreună, vor fi tot așa de puternice, care nu aveau decât 3 milioane și jumătate de locuitori, vor fi, cum să spun, adversarii Rusiei, era genial. Și asta a prevăzut-o acest Alexis de Tocqueville în 1830. Ori în 1945 este exact ceea ce am văzut, și anume că s-au regăsit după ce s-au dărâmat toate celelalte mari puteri, și Franța, și Germania, și Anglia, și n-au rămas în picioare decât cele două extreme, adică Rusia și Statele Unite Americe. Oameni ca mine, care am trăit atâtea lucruri și am 96 de ani acum, am trăit cu groază, eram în Africa, am trăit cu groază acea încordare care se simțea între Statele Unite și Rusia, nu vor avea război între ele sau nu, care din două va ieși învingătoare. Și mi-aduc aminte că am scris o carte, atunci mi-am scris eu cartea mea de filozofia istoriei și trăgeam concluzia că cea mai nouă dintre cele două, Rusia era totuși o mare putere de sute de ani, Statele Unite erau abia apărute acum, zic, asta mai nouă va fi învingătoare. Dar ce părere aveți despre noua hegemonie germano-franceză care se profilează astăzi în Europa? Nu se numește o hegemonie, putem să spunem așa, că în această Europa, care de altfel n-ar mai exista, n-ar fi independentă dacă nu ar avea scutul american, în momentul de față avem o hegemonie americană mondială. Nimic nu mișcă în lume fără intervenția americanilor, în bine sau în rău, nu totdeauna învingător, n-are importanță. Nici Imperiul Roman n-a fost întotdeauna învingător. Au fost fel de fel de dificultăți cu Jugurta, cu Pirus, cu diverse alte lucruri. Da, Imperiul Roman, tot Imperiul Roman a devenit. Așa e și cu Statele Unite Americii. Nu vă gândiți la o mică înfrângere în Indochina sau în Coreea de Nord. Sunt... cum să spun, lucruri marginale. Statele Unite Americii sunt în momentul de față dominatoare asupra Europei, asupra planetei întregi. Dar interesul lor, interesul Statelor Unite începe să se mute din zona
euroatlantică spre zona Asia-Pacific. Îi începe să intereseze mai puțin zona europeană. Bine, ele sunt destul de sigure de ce se întâmplă în Europa, fiindcă eu, pe britanici care sunt foarte prieteni, sunt destul de prieteni și cu francezii, cu germanii, mai exact, sau un prieten, cu toate că au fost dușmani în timpul războiului, dar ei se bizuiesc foarte mult pe germani în momentul de față, ca să țină pieptoare cum rușilor. Așa că ei văd foarte liniștiți pe americani ca practic dominatori în lume. Băgați de seamă că când apare o criză, oriunde, în lumea arabă, în lumea indochineză, în lumea coreană, nu știu ce, în Iugoslavia, această criză nu este isprăvită decât dacă intervine în forță Statele Unite ale Americii. Ei sunt prezenți, sunt siliți să fie prezenți peste tot, sunt jandarmii planetei. Dar în Europa există totuși polul ăsta, Franța, Germania, în toată lumea. Da, dar care nu poate funcționa decât fiindcă este, cum să se sprijină pe America, sunt în termen bun cu americanii, și să bizuie de pildă pe toate instalațiile americane care sunt îndreptate împotriva Rusiei, inventând că sunt împotriva lumii arabe. Dar, mă rog, americanii s-au asigurat peste tot. Eu mi-am dat seama când eram în Africa, mi-am adus aminte de lucrul ăsta. Și eram atât de îngrijorat, domnule, cine va învinge dacă cumva a intrat vreo confruntare. Americanii dezarmaseră, nu mai aveau deloc armată de pământ, de uscat, ca să zic așa, puteau conta pe flota lor și pe aviație bună și numeroasă. Dar zic, stai, domnule, dar ăștia prea sunt insensibili la ce se întâmplă în Rusia, cum devine și atât. Dumnezeu, dacă Rusia pornește cumva un al treilea război mondial, ajunge în câteva zile, ajunge până la Pirenei. Aveam impresia că la Pirenei se vor opri. Ori din cauza rezistenței spaniolilor, ori că ar veni America în putere ca să-i oprească acolo. Dar acum problema nu se mai pune. În curent, în România, anti-european, simțiți că există? Da, aici aveți dreptate și este foarte îngrijorător. Îl consider pornit de la o mentalitate, era să zic aproape primitivă, de complex de inferioritate. Faptul că am intrat târziu în concertul european, la mijlocul veacului al XIX-lea, noi avem nevoie să sărim peste cal pentru ca să ne arătăm grozavi. Și asta dă naștere și la niște antipatii sau ure împotriva Occidentului, ca și când el ar fi vinovat că noi suntem slabi. Știi? E un fenomen firesc, dar supărător, ca să zic așa. Așa că nu este justificat, după părerea mea. Nu este justificat într-un nimica. Noi avem nevoie de Occident, Occidentul ne-a inspirat. Măcar să dă seama că trecutul nostru, înainte de al toiul civilizației occidentale, mai cu seamă franceză, dacă luați oricare dicționar, v-am mai spus-o încă o dată, oricare dicționar român, jumătate din cuvintele care le folosim astăzi în România, jumătate sunt de origine franceză. Deci noi ne-am schimbat între româna care se vorbea. Păi dacă ar ieși din mormânt Dionisie Eclesiarcu sau Zilot Românul sau chiar un Alexandru Beldiman, ei n-ar înțelege ce se vorbește astăzi. Limba lor era atât de diferită de cea care s-a franțuzit în veacul al XIX-lea, că e altă limbă. Dar există, de la o vreme, există și un discurs care îl prezintă pe Ceaușescu ca fiind un patriot, Pe cine? pe Ceaușescu ca fiind Da. un
patriot care a adus o politică externă inteligentă și eficientă. Asta a fost o comedie. Individul a fost foarte... Era, aici am niște teorii personale. Individul era un cretin profund, dar înzestrat cu o dibăcie politică diabolică. Și nu este un caz unic în istorie. Politicianul nu are nevoie să fie nici cult, nici măcar inteligent. Trebuie să fie dibaci. Acest individ, care nici măcar nu era de la Scornicești, era din Cătunul Tătărăi. Scornicești este o comună administrativă care a păpat 6 alte sate pe acolo, dar satul lui Ceaușescu nu este Scornicești, este Tătărăi. Orice sunt aceste sate care se cheamă Tătărăi sau Tătărești, sunt sate unde în evul mediu se adunau robi tătari, când aveam câte o invazie tătară și totuși câțiva erau prinși și erau băgați împreună cu țigani în niște fel de ghetouri. Ceaușescu este ieșit dintr-un ghetou țigano-tătar. Și ăsta a trecut în ochii lumii ca o imagine de român. Uite și la mutra lui, care nu era o mutră de țăran român adevărat. Dar nu e anormal ca acum să fie reevaluat ca fiind un patriot astăzi? Am primit chiar acum o scrisoare, adică nu o scrisoare, o carte de la un tânăr care îmi trimite un ghid pe englezește. Deci e și cu pericolul că acest ghid să fie răspândit în străinătate, în Occident. Și care se termină cu o fotografie de altfel măgulitoare a lui Ceaușescu. Îi fac o scrisoare de mama dracului, auzi, acestui nimai. Tii de ce îmi trimite lui Neagu Giuvara o asemenea scrisoare? Este o obrăznicie, că nu poate să nu știe care sunt părerile mele, știi? Și... E un cretin și ăsta, e un tânăr cretin, dar e lucru grav, la un sfert de veac după căderea lui Ceaușescu, mai sunt încă indivizi care au pentru el un fel de cult. Și ideea pe care mi-ați spus-o dumneavoastră, anume că el a fost patriot, ce fel de patriot a fost ăsta? Ne-a făcut de râs față de lumea întreagă și a avut dibăcia să dea impresia că se desparte oarecum de Moscova. Dar pe vremea când el dădea această imagine că se desparte de Moscova, serviciile speciale românești lucrau în America, în America de Sud și peste tot. Pentru cine? Pentru o țară mică? Lucrau pentru Moscova. No. Toată asta este tertipuri. Republica Moldova, cum ar trebui să procedăm? Acum e o criză politică la ei. Dimitri Rogozin, vicepremierul rus, a spus acum câteva zile, citez, despre moldoveni: vor avea un viitor frumos doar dacă se vor integra în Uniunea Euroasiatică. Da, bineînțeles că rușii au tot interesul ca să atragă acești moldoveni în girul Marii Rusii, dar speranța mea, eu am fost o singură dată la Chișinău și singura legătură pe care am luat-o este cu studenții de la istorie și am fost admirabil de bine impresionat. Vorbeau o românească excelentă și erau foarte patrioți români, domnule. Patrioți români erau. Erau încântați de a avea un profesor de la București. Și speranța mea e în aceștia tineri, când vor fi ăștia oameni care să conducă Basarabia, în fine, această regiune care își zice acum Republica Moldova, toată speranța mea este că vor vota reuniunea cu România
care este absolut firească, cu o recunoaștere a unor drepturi pentru minoritari, care nu sunt mulți, sunt 25%, nu sunt mai mulți decât în restul țării. Or, aceleași drepturi pe care le dăm ungurilor în Transilvania, poate și ei să dea găgăuzilor și bulgarilor și altor minorități din ea. Și speranța mea este că să nu mor înainte de a vedea Republica Moldova, adică Basarabia, reunită din nou cu patria mamă. Sunt convins de asta. Și dacă cumva îl votați pe Moșneagu ca președinte al României, asta voi face. Voi aduce Basarabia din nou în sânul țării românești.